Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională primește tot mai multe solicitări din partea părinților pentru cadre didactice de sprijin. Până de curând, la nivelul județului existau doar 3 astfel de dascăli. Recent însă au fost înființate încă 3 posturi pentru profesorii de sprijin, 2 pe zona Bârlad și unul pe Vaslui. Vizăm copiii care întâmplă probleme de învățare, dificultăți de învățare. Și nu copii cu deficiențe profunde, pur și simplu probleme de învățare. Eu zic că în primul rând este nevoie de dragoste și instruirea care o dobândim de la specialiști. Ați mai lucrat în acest domeniu? În domeniu nu, în domeniul care îl începem în viitor apropiat, nu, dar suntem pregătiți. Cât de dificilă credeți că va fi această meserie pentru dumneavoastră? Știți că este o vorbă, cel la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Deci nu va fi dificil, cu Dumnezeu înainte și va fi bine. Rolul cadrelor didactice de sprijin este unul destul de dificil. Acestea trebuie să ajute fiecare copil care are nevoie de ajutor să învețe în ritmul său. Poate nu reușește să scrie în totalitate sarcina, este ajutat de cadrul de sprijin. Poate nu reușește să înțeleagă, dau un exemplu, da? Adunarea cu trecere peste ordin, nu înțelege în predarea efectivă la clasă, într-o oră, două, trei ore. Atunci acest cadru didactic de sprijin, pe de o parte, stă în clasă cu el și explică, în bancă cu el efectiv, după ore sau înaintea orelor poate să își programeze o întâlnire cu acest copil pentru o jumătate de oră, încă o oră, cât să poată să-i mai explice încă o dată. Pentru că pe lângă cererile îndreptățite din partea părinților, se mai primesc și solicitări nefondate ce au la bază sugestiile fără motiv ale unor cadre didactice, reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională au solicitat efectuarea unei evaluări eficiente la nivelul claselor primare. Ieri, având această discuție chiar cu colegii noi, le-am sugerat să facă întâi o evaluare a copiilor din clasele, din clasa 0, da? Deci, spunem, clasa debutantă, da? În învățământul primar, continuăm până la clasa 4-a, să aibă o discuție corectă și sinceră cu cadrele didactice vis-a-vis de nevoile lor la clase, iar acest cadru didactic de sprijin va merge alături de acel copil care are nevoie de un sprijin suplimentar în înțelegerea mesajului, deci ceea ce el nu poate să perceapă, nu poate să înțeleagă din mesajul transmis de învățătorul de la clasă, să-i se explice de acest cadru didactic de sprijin. Aceste cadre didactice sunt absolvente de pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială care au metodica predării la clasele primare. Ajutați de acestea, copiii cu dificultăți de învățare pot să depășească un anumit prag și să promoveze clasa. Cu cele 3 noi cadre, la nivelul județului există 6 cadre didactice de sprijin.